Bună seara, bună seara, bună seara tuturor, prietenea, cum am venit și eu noaptea la bucătărie, pentru că am avut o zi așa mai puțin agitată. Am plecat de dimineață, am fost la Ursul la vizită și am plecat foarte devreme cu copiii. Și am venit de acolo, vă dați seama, până am venit de acolo, până am mâncat copii, am mai stat la căldură în casă, am mai răcit un pic și noi. Și acum am zis să le fac, bineînțeles că am mai mâncat copii, dar acum am zis să le fac un fior de cartofi și câte un gotoiaj ăla așa. Mai puțin acum seara, mă zic eu, pentru că le-am făcut de multe ori cartofi prăjiți. Și tot câteva cartofi repede, deja am pus cărticioara să fierb apa, să le fac repede. Nu mult, să fac două porții. Cărnițe și pire de cartofi. Da, Alex. Hai că sunt aici. Și unde? Unde? În telefon. În telefon? Hai că le gândim. Și aia ziceam, de multe ori când mergem la Ursul, nu prea... Am mers de multe ori și nu prea eram așa bine. Sunt în stare de aia când îl văd acolo și... Chiar nu mai am chef de nimica. De multe ori, îl văd acolo și nu face bine. Ce să zic, în frigul ăsta am răcit, sunt și copiii răciți, dar urmă așa, urmă cel așa de curge nasul. Am zis să fac un fire de cartofi așa rapid, să le tai mai mărunt, ca să și vreau de pene. Ei nu, stau în casă, nu am nicio treabă. E un alt lume, nu e așa afară, doar dacă sunt îmbracă și pot eu afară. Stă la televizor, stă pe jocul ăla, se joacă filme. E cu minte așa să zice. Nu prea mi-a făcut de cartofi și de când i-am cumpărat. Mai am acum o cor, dar nu știu de ce. Nu te arată așa bine, dar o să luăm alții mai bine. Mă credeți că nici eu nu mai suport să prăjesc cartofi de multe ori. M-am săturat de cartofi prăjiți, să nu mai iau de nimic. Numai cartofi. Da, și le-am trezit de dimineață, am plecat acolo ca să nu avem întârziere, trebuie să pun la oră fixă, ca să prezentăm documentele, tot ce trebuie și ca copii și iară. Merește. Dar sunt liniștită pe parte pentru că nu. S-a jucat cu copii, este bine așa. Este bine să zicem așa, până. Că nu mai doare și la altura molseaua care nu a rezolvat cu ea. Aia cred că o să o dea Dumnezeu să mergem împreună să o scoată. Are un măsia care nu s-a putut umbla la ea pentru că are un ceva acolo pe gingie prins, un chist, ceva să vede la radiografie. Una i s-a extras, una care a fost din tot din minte, tot pe partea aia, mai are și pe cealaltă. Ce să zic? Am venit de acasă, am făcut linguștiță, am mâncat, am scurat niște vase, mai facem curat prin casă, mai... Am mai băcat la spălat, pentru că mâine e duminică, nu mai spălăm. Am văzut așa o fi cu ea. Sunt întregător să te vezi dimineața. Am răcit copii din ea. Am fost pe drum, cu ei, în tren, în ea. Ce spun sunt copii, dar și mă urăcit, care sunt mai mari grețe, în spune, stau pe afară, eu mai bag unile prin apă, ălea mai umblu.
fiară, pe fiară, pe fiară. Să facă mult mai repede. Ca să nu stau nici mult așa. Punem și sare la început. Ca să vedea gust. Fac și o salată de roșii, cacaveta, de gras și ceapă roșie. Mă tocăm așa de mult. Nici mare, dar mai mult mult așa. O salată de asta merge cu pire de cartoși cu totul e așa de la cum am de ei mai mult. Am zis că eu nu te-am mai făcut așa mâncare gătită. Facul, le facem în bilou, le-am mai făcut cartofia. Nu prea cinei să o moară cu mâncare gătită. O să facem și mâncare gătită când o să fim mai mulți acasă, să fim pentru cine să punem oară. Aia mare. Acum n-are rost. Chiar n-are rost. Să facem oare pentru cine. Pentru mine și pentru copii și pentru cățea. Am preferat să spun adevărul. Am preferat să stăm mai mult singuri. Eu cu ei să stau liniștiți, pentru că eu mă descurc cu ei, îmi fac și treabă, nu că mă laud și fac față. Numai să nu fiu mai bolnavă ca să cad la pat, ca să nu pot să mai fac nimic. Aia e mai rău, să fiu sănătoasă, să pot să fac. Am plecat și de blocat, punem și sare, mai mâncăm mai sărat. Eu n-am plăcut dacă îi pun mine sărat așa în cărnița și la castofii, îmi cere sare, să mai aduc sare. Aici avem ulei și puțin, puțin o să e. E ca acum, ca mic. Vreau să-l opresc la discuție. Am făcut mai multă. Mănânc și eu salată cu mine. Mie-mi plăcea salata de castraveta asta cu roșii, cu ceapă, cu ardei grăși și cu ardei mici, dar nu te mai mănânc cu ei. Așa l-am plăcea la asta. M-am lăsat, nu prea mai mănânc cu ei. Gata, am scos și cartofii. Punem o linie. Margarina. Pregătit și salata în cartonele. Carnea este gata. Mie nu, vreau și eu să mă gust biroul de cartofi și nu vreau să pun lapte, nu-mi place. Lapte. Nu mai pun niște. Gustăm.
gustare. E bun. Nu vrem să fie subțire, așa, mai moale, mai zimos cu lapte. Așa cum este foarte bun. E cam fricuț la bucătărie, dar... asta e. O să vină și căldura și ne uităm. După aia zicem că... este prea cald. Fac întâi două porții, duc la copii, una după aia, ce rămâne. Fac și eu repede, 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 orice, nu mai sunt așa de bunătate. Da. Să fac cât mai repede. Îmi place lor cotoaie de ăștia micuțe. Așa le place. Nu pot să-i oblig acum să-i dau altceva sau... asta e mâncarea lor. Și le pun și puțin pătrunjel aici, așa, la pui de cartofi. Și cam așa arată porția lor. Vine de cartofi cu pulpe de aceea, cotuia și ce sunt. Și aici le pun pe tavă. Aici au și salata. Nu prea să vede, dar nu că mă laud acum ce am făcut eu acum. Dar vreau să vedeți și voi, na. Și o să pun și pâinică. Hai să vă arăt așa. Cam atât, eu vă doresc o seară frumoasă și plăcută și vă doresc multă, multă sănătate tuturor, să vă ajute Dumnezeu. Pa, pa!